Încă de ieri, în Comitetul pentru Situații de Urgență, s-a decis suspendarea cursurilor la 39 de unități de învățământ din zona de câmpie a județului. Astăzi însă, directorii mai multor școli au anunțat pe șefii din educație că au fost nevoiți să nu țină orele. Inspectoratul școlar al județului Buzău a fost informat de către autoritățile locale și conducerile unor școli că se închid suplimentar și cele din Merei, Buda, Valea Salciei. De asemenea, la Grebăn, în prima parte a zilei, copiii au reușit să ajungă la școală, dar dată fiind răutățirea vremii, s-a decis ca după amiaza cursurile care trebuiau să aibă loc să fie suspendate. Și în urmă, cu aproximativ 3 ore, Inspectoratul Școlar ne-a anunțat de asemenea că mai sunt probleme la Ulmeni, Vernești și Viperești și aici, de asemenea, s-a decis suspendarea cursurilor. Similar celorlalte situații în care școlile au fost închise din cauza condițiilor meteo, orele pierdute vor fi recuperate în săptămâna obișnuită de școală, fără ca elevii să fie chemați sâmbătă la ore.